ora 9 și până seara târziu, 150 de piloți, peste 100 de aeronave de război și de transport, dar și parașutiști vor face demonstrații de măiestrie la înălțime. Mitingul aviatic din acest an este diferit. Organizatorii au anunțat că va dura 12 ore neîntrerupte. Cel mai așteptat moment al zilei este show-ul inedit al lui Jurgis Kairis, un renumit pilot acrobat din Lituania. Deși are, atenție, 67 de ani, a pregătit pentru astăzi trei momente. În prima parte va face zboruri sportive cu manevre grele și acrobații speciale, iar pe seară un adevărat spectacol cu explozii și materiale pirotehnice. Tot azi va zbura în premieră și o aeronavă Tarom din flota companiei, dar și 5 avioane de la Aeroclubul României. Intrarea este liberă, iar organizatorii vă recomandă să nu veniți cu mașina pentru că locurile de parcare sunt limitate. Dacă la celelalte ediții au fost în medie cam 150.000 de spectatori, de data aceasta cifra va fi depășită, spun organizatorii. De la ora 9 și până târziu spre seară, numai puțin de 150 de piloți și peste 100 de avioane vor încânta publicul cu demonstrații aeriene spectaculoase pe aeroportul Băneasa. Se va zbura începând cu orele 9, debutul oficial al show-ului va fi la ora 10 și se va zbura fără pauză până aproape de ora 21, când se va încheia cu un show inedit al lui Jurgis Kairis. Nu a mai făcut așa ceva, este pentru prima dată când vine solo și evoluează cu foarte multe figuri ale lui, dar cu foarte multe efecte pirotehnice la sol și în aer. Cel mai așteptat moment al zilei va fi show-ul inedit al lui Jurgis Kairis, un renumit acrobat de origine lituaniană care a ajuns la venerabilă vârstă de 67 de ani, însă care promite un show de zile mari. This year I will do three flights. First part of the day will be like sports flying, like really heavy maneuvers, like you know I have, and then with special like things like cobras, like small loops, like crazy turns. Evening time, it become like a show with pyros and explosions. That will be together mixed in the program, and then I hope you will have a great visual and noise effects and then dynamic effects, you know, and then I think that will be great for the public and for you. În acest an, la mitingul aviatic va zbura în premieră și o aeronavă Tarom, dar și 5 avioane de la Aeroclubul României. Vor fi tot felul de demonstrații aeriene, vor fi cei de la Tarom pentru prima oară cu un avion Airbus din flota companiei, dar și cei de la Aeroclubul României care vor însoți cu 5 avioane, din nou o premieră. Vom avea un meeting, spun eu, unic și pentru asta, în primul rând, aș vrea să-i mulțumesc domnului director Ivan, directorul Companiei Naționale de Aeroporturi București, împreună cu cei de la Aeroclubul României, Școala de Aviație, Romaero, Forțele Aeriene Militare, toți Romața, care și-a dat aportul prin scutirea de la taxe a zborurilor. După Bias, aeroportul Băneasa va fi modernizat și pregătit pentru Euro 2020, unde vor ateriza charterele UEFA. Va fi un show de excepție. Ducem tradiția mai departe și ducem și lucrurile bune mai departe. O să vedeți, începând în zilele următoare, aeroportul internațional, aș spune Aurel Vlaicu, denumit în trecut Băneasa, va intra într-o transformare totală. Va fi un aeroport pregătit pentru campionatul european 2020. Cele mai importante momente de la Bias 2019 vor putea fi văzute pe Antena 3, care este și partener oficial al